Bună, bună, dragii mei! Eu sunt Dorel și astăzi continuăm seria noastră din Dorel Valley. Fraților, suntem în nord. Suntem fix la fabrica de alimente și astea sunt comenzile noastre. Astea de aici m-am uitat peste ele, să știți că nu le putem face. Nu le putem face când avem licențele potrivite, dar trebuie să știți că am mai luat o licență. Ia uitați. Lungime tren 1. Din păcate nu avem niciun contract aici cu așa ceva. Nu putem beneficia de niciun fel deocamdată, dar e un pas, e un pas. Așadar, ce să zic? Bă, sincer să fiu, astăzi trebuie să ne ocupăm un pic de locomotivă, pentru că, bine, să ne ocupăm, e mult spus, să ne ocupăm. Hai să punem ăsta sus acolo, stați așa un pic, că am mai pus o licență acolo. Ce vreau eu să vă arăt, la taxe, fără taxe aici, bună treabă, bun, și la licențe. Am luat, ce am luat acum? Am luat lungime și mai am de luat întreținere manuală. Ăsta e targetul meu viitor. Bani mai avem 13.973. După aceea vreau să-mi cumpăr o locomotivă. Adică, ce locomotivă? Vă arăt eu imediat ce locomotivă. Imediat vă arăt. Uite, asta e DH4, 50.000. Cum arată? Păi am găsit una aici să mă bată tata, că e frumoasă, ne întoarcem după aia aici. Stai să văd unde e. Nu mai știu pe unde e. Aseară am găsit-o. Ah, e în partea cealaltă. Ok, ia. Ia să vedem. Fuge asta mai repede. Bang! Avem aici depoul. Fix după boscheții ăștia, că e ascunsă. Dar eu nu vreau să vă arăt așa dintr-o dată, mă fac că nu știu și mă uit în stânga aici. Ia uite ce bijuterie am găsit eu aici. Ia uitați-vă ce bijuterie am găsit eu aici. Asta e 50.000. Bă, nu arată tocmai, wow, adică nu-i nouă. Dar, e altceva. Uitați-vă și voi ce frumos e, ce frumoasă e, ce frumos e. Doamne, cum vorbesc, zici că... A? Vă place sau nu vă place? Nu știu, mie îmi place. Mie îmi place, vă spun sincer. Uitați-vă și voi cât de bine arată față de aia, mititica aia. Deci asta e aia pe care o avem noi. Și uitați-vă aici, bijuterie. Bun, una peste alta. Ziceam că trebuie să mă ocup de locomotivă. Bine, reparații nu putem face. Pentru că nu avem posibilitatea, trebuie să plătim aia 20.000 ca să facem mentenanța manuală. Așa că ne ocupăm doar cu plata asigurărilor, adică plătim pe alții să facă ce ar trebui să facem noi și să nu mai plătim aiurea bani. Bun, hai să mergem să vedem ce contracte avem. M-am uitat așa un pic în mare, nu prea se câștigă mulți bani de aici, dar... Încercăm să vedem ce putem face. Să mai adunăm acolo ceva bănuți. Vă spuneam că avem 13.973. Am plătit vă 4.000 și ceva de euro taxe, să știți. Cam așa am plătit. Bun, ziceam că doar astea 5 le avem. Avem așa 3.910, să facem niște manevre aici. În sensul că ar trebui să luăm, să descărcăm 3 vagoane și să... Și cam atâta, să garăm un tren. Ceea ce am făcut și acum vreo două episoade. Lăsăm mai moale asta cu manevrele. Astea trebuie să fie așa, adiționale. Nu toată ziua facem manevre. Până la urmă, ce, eu sunt fraierul lor. Să mai facă și alții, nu? Noi trebuie să facem bani. Și avem așa. Avem la combinatul siderurgic dedus vreo 290 de tone. Ceea ce mi se pare destul de mult. Adică aici jos, da, aici e combinatul, de aici ar trebui să plecăm, n-ar fi departe, nu știu acum dacă avem deal foarte mult sau, da, în fine,
Că nu cunosc zona, n-am mai mers. Ba da, am mers, mint, am mers. Am mers pe partea asta pentru că am ajuns aici la GF atunci pe live din greșeală. Ok. Sau avem posibilitatea să mergem la port și oraș pentru 1589 cu 180 de tone. 72 de metri lungime, dar e departe. E departe. Portul e aici. E departe. Părerea mea. Și mai avem o variantă, dar banii mai puțini, undeva la 7500, să cuplăm două garnituri și să le ducem undeva aici, la GF. E ceva mai aproape de aici la GF, dar nu știu dacă ne încadrăm cu astea două, să avem timp în 33 de minute să și ajungem. Mi-e greu să cred. Și practic am rămâne fix cu 7500. Dar sunt doar 68 de tone, pentru că astea sunt goale. Înțelegeți? De asta stau eu un pic pe gânduri. Parcă aș vrea să fac chestia asta și cred că asta o să facem. O să le luăm pe amândouă pentru că putem și avem posibilitatea să facem chestia asta. Avem sau nu avem? Stai așa să fiu sigur. Punem pe asta jos, o iau pe asta prima dată. După aia o băgăm și pe aia-laltă. Ar trebui să meargă. O dată. Ar trebui să meargă, că așa avem noi licență, nu? Și odată asta. Corect. Corect. Ce-i corect, e corect. Ia uite. Pac, pac. Bun, și care e aia cu mai multe vagoane? Asta. Și asta e altul. Bun. Gata. Trecem la treabă. Dai așa să dăm și aici pagina. Deci avem așa. Decuplat. De pe linia C7O. Și C8O. A, deci una lângă alta. Super. Gata. La treabă. La treabă că se filmează bossilor. Cuplare adevărată, tata. Și va trebui să mergem în colo, dacă nu mă înșel. Da. Ok. Deci va trebui să ne întoarcem. Ba nu. Mergem în față și mergem pe partea cealaltă să cuplăm vagoanele. Corect, 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 corect. Uite ce frumoasă e. Uite ce frumoasă e. Mâncaia și gura ei. Că tare e frumosețe rară. Bun. Ok. Hai să pornim. Asta e decuplată. Să aprindem lumine de mare. Aia, uite că erau aprinse. Vezi că le-am uitat. Noroc că am oprit bateria. Bun. Goarnă și am plecat. Combustibil avem. Totul e bine. Ne costă mai mult. Știi? De aia vreau eu să fac manual manopera. Reparații, întreținere și așa mai departe. O să mă coste mai puțin. Dacă vrem și bonusul acela, deși nu prea cred că avem șanse. Nu cred că avem șanse, dar încercăm. Pe acolo trebuie să mergem noi. Ieșim pe principală și să oprim. Prima dată când am lag așa. E prima dată când am un lag așa. Nu vine să cred. Ok. Macas. Schimbat. Ia mă să dăm drumul de aici și să închidem aici. Nu de alta, da. E mai bine. Bun, scoatem frâna.
Nu, e bine acolo, e bine acolo, e bine. E bine că eu normal trebuie să mă duc în zona aceea, acolo am vagoanele mele. Da. E bine așa. Și ar trebui aici, nu, aici. Asta intrăm frumos ca să cuplăm primele trei vagoane, da? C80, C70, da? Așa am spus. Kilometri la oră, da? Gata. Să verificăm care era asta. E C80 600 80. Corect. Bun. Aici e bine. ¿550, da? Da drumul la frână. Și 567. Ok, bun. Și acum mergem să le cuplăm peste alte. Asta e treaba, tată. Ce să facem? Bun. Dăm înainte. Scoatem frâna. Și o să intrăm pe linia următoare ca să cuplăm și celelalte patru, parcă, vagoane, corect. Aici am terminat cu ăsta. Transportăm la fabrica de mărfuri. Trebuiască să ne dăm jos, că nu vedem, să schimbăm acazul acolo. Bun, aici. Gata, caz rezolvat. Nu, ne mai dăm și jos, mai mergem și pe jos, că nu ne-a născut bămicuța noastră în tren. Bun.
merge unde trebuie, da, e bine. Ușor, tătic. Dar de ce nu merge? Am pus eu frâna, iurea. Ia să vedem. Mai merge un pic. Un piculeț. Da, să o vezi că nu îți dai seama cât trebuie să dai. Dar o să o lăsăm încet, știi? Cam asta e. Acum tragem frâna. Și mergem să cuplăm. Caz rezolvat. Ia să vedem acum cu... Oh, stai un pic, nu mai știu acum cum era. Dreapta sau stânga? Stânga, ok. Am uitat, vezi? Să verificăm imediat când ne întoarcem înapoi dacă astea sunt vagoanele. Aici e bine. Cel mai bine să verificăm la fiecare în parte, să ne trezim cu prostii. Bun, avem un 493. Avem 991. 537, da? Și ar trebui un 795. Corect. Așa, să dăm pagina și aici. Pasul 2. Tractați trenul la următoarea locație. Fabrica de mărfuri și oraș. Fabrica de mărfuri e la GF-ul. Da? Acolo e. Fabrica de mărfuri. Ia să vedem. Să aprindem și luminile. Și am plecat. Și am plecat, tătuțule. Fontanele astea sunt goale, adică n-ar trebui să avem probleme. Să mă uit un pic. Fabrica de alimente. La GF-ul. Bine, sincer să fiu, nu am uitat dincolo să văd unde trebuie exact. Dar vedem imediat. Poate și un pic. Ei, ar trebui următoarea dreapta, da? Ca să știm și chestia asta. Și... hai să vedem. Transportăm în oraș. Ok. D6-1, D5... Ok, deci la D-uri, da? D-urile, cum venim noi din... Noi de unde venim? Din nord, cumva, nu? Venind din sud-vest. Cam așa ar fi, sud-vest. Cam așa ar fi. Ar trebui să facem... Intrăm prin B, dacă e singura intrare, de fapt.
Hai mă, uite că doarme ăsta. Uite tata, bă. Au câteva goane. Stasic. De 5 și 6, nu? Corect. Venim din nord-est. Nord-est. Da, cam așa vede, din nord-est. Corect. Deala cu 30, urcăm cu 2, avem 30, dar simt nevoia de mai mult. Ok, hai că e bine. Avem acas. Ai 10 coborâre. Nu-i nevoie să mai accelerăm. Hai să ne uităm un pic. Următoarea e tot la dreapta. Și după aia stânga.
acasă în 300 de metri. După aceea trebuie să facem stânga, da? Așa am spus. Trecem prin B și după aia o să facem dreapta ca să ajungem în D. O să reducem un pic. Aici avem un pic de deal. Hai. O să urcăm dealul. Nu mult, ca ajungem imediat. Aia e un pic de deal. De 70, ce vorbești cu să iau 45. Nu mai are alta răcumită asta. Ajungem în oraș imediat. Să lăsăm un pic ușor. Trebuie să ne ducem în dreapta mai aici undeva. Da. După aia o să trebuiască să ne ducem în stânga. Capăt. Dar de fapt acolo ne duce, că n-avem ce să facem. Începe să plouă. A, aici undeva trebuie să ajungem noi, în zona asta. Pe am văzut și depou. Ok.
Păi de ce te oprești de tot? Că eu nu te-am oprit de tot. Mai dai un pic, ha. Ușor, tata, ușor. Am prea multe vagoane. O să ne ducem să ne facem planul prima dată. După aia mai vedem noi. Atât cred că ajunge. Hai să-l oprim. Bun. Am aprins și luminile de manevră. Hai să mergem până acolo. Să vedem care-i treaba. Avem așa, primele 4 vagoane trebuie să le lăsăm pe linia de 5. Corect. Uite ce bine am oprit. Băi, ești nebun? Ce bine am oprit. Hai să vedem. De 5 am zis, da? Aici mergem la depou, nu avem treabă. Să vedem de 5 normal. Ia să vedem. De 5 ar trebui să fie că venim din nord-est. Nu? Din nord-est venim, ia să vedem. Da. De acolo venim. Deci ar trebui să fie în dreapta. Cum vin eu acum. Aici. Vedeți? Ce dracu, mă, nu mai cunoaștem la buleț. Stai așa că n-am văzut aici. Nu m-am uitat aici. Băi, ce prost sunt. Aici e bine. Aici nu e bine. Ok. Aici e bine. Nu. Pe asta trebuie să intrăm prima dată. Corect. Pe asta intrăm prima dată și după aia intrăm pe aia de dincolo. Și totuși mai e o linie, nu cumva invers? Numerotate? Ba da. Unul ies, 20. Deci nu pe asta trebuie să intru. Bă, să mă bată tata dacă știu. Stai un pic. Că m-am încurcat. Unul ies. A, aia e moartă. Da, mai e bine. E linie moartă aia de lângă. Deci e bine. Prima dată pe asta și după aia intrăm pe următoare. Da? Că așa am zis. Și am rezolvat-o și pe asta. Dacă nu mai cunoaștem noi. Aici a mai fost o dată. Știți, atunci când am greșit drumul pe live... Da, doar că n-am ajuns în partea asta, noi ne-am rămas în partea aia, dincolo, la pasageri. Da, ci că o să putem transporta și pasageri. Acum, nu știu ce să zic. Auzeam un copil râzând. Un kinder mic.
Ok. Nu e bine, a? Ba da, m-am speriat. Să oprim. Și o să decuplăm ultimele 4 vagoane așadar. Am uitat să pun frâna la asta. Dracu, că mai pleacă de aici. Mai fac altele. Bun, și astea trei vagoane le tragem pe linia cealaltă. Văd niciun raha, nimic. Asta zic. E bine, ia uite ce fac. E bine, ce ai? Bun, hai să oprim. Să tragem frâna și să decuplăm.
Da, e un bug aici, că am observat că niciodată nu se pune cum trebuie. Cel puțin nu astăzi. Bun, o să dăm un pic mai în față și după aceea o să oprim ca să mergem să vedem care e treaba, da? Confirmăm că am adus vagoanele. A, stai bă, că eu le-am scos pe mine. Eu le-am pus. Nu le-am scos. Cam atât. Hai să oprim. Bun. Tragem și frâna. Scoatem și frâna principală. Oprim luminile. Cam asta e. Bun. Chidem ușa și mergem până la office. Hai să vedem dacă știm unde e office-ul. Office-ul e chiar în partea asta. Da, uite bă, că e chiar aici, lângă noi. Nu aici, aici. Aici undeva trebuie să fie office-ul. Mamă, dar urâtă locomotivă. Bine, frumoasă ea în felul ei, dar... Acum când am văzut-o pe aia, nu mai îmi place asta. Înțelegeți? Cam așa stă treaba. Undeva pe aici trebuie să fie office-ul. Uite-l, gata, l-am văzut. L-am văzut. Păi și? Pe unde trec? Trec pe aici? Hai mă, asta zic, hop, să nu vină vreun coleg. Of, of, of. Hai să confirmăm. Hop. 1. Bonus canci. Bonus canci, n-am mai luat bonus. Asta e. Mă uit eu imediat care-i treaba și cu el. Bun. Și banii ai luat unii apsă. Păi, Jeun? Unde am pus banii ai lălți? Stai, bossule, un pic. 3130, deci bonus canci. Stai așa să vedem unde au pus banii. Bă, ăsta m-a fraierit de niște bani. Unde-s banii mei? Băi, ești nebun? Mi-a pus în portofeloare? Cât aveam? Băi, nu mai știu. Mi-a fi pus în portofel, mă? Nenorocitul? Ia să vedem ceva taxe. Aoleu, 6.000. Puteți economisi bani pe această taxă prin întreținerea manuală a vehiculului. Apăsați confirmați și continuați să anulați pentru a reveni. Păi bine. Aoleu, 6.000. Băi, ești nebun. Mai degrabă mă duc și plătesc licența, că am bani de licență. Dă-te în 6.000, ești nebun la cap. Păi, dar eu n-am câștigat 6.000, băi, nebunule. Ia stai să vă la statistică, ce unde-s banii? Toleranță de total coplată, coplată rămasă, 6.000, Doamne, ferește! Păi stai tâmpit la cap, de unde-i 6.000? Băi, ești nebun? Nici nu mă mai uit că m-am enervat maxim. Că eu nu știu câți bani aveam înainte, s-ar putea să mă fi fraierit de aia 3.000 și ceva. Când am apucat să-i bag în buzunară, mama măsii, m-am grăbit eu repede să bag tot. Tu-s dumnecatul, dumnecatul, bă ce prost sunt, mă. Ce-o fi făcut, ce-o fi fost în capul meu, mă?
Bă, dar în cât timp am terminat de... 37 de minute și trebuia să termin în 33. Păi ce să fac, boss? A durat până am cuplat amândouă. Aia e. Aia e. Eu am încercat. Mi-am dat tot interesul. La gunoi cu voi. La gunoi că să-mi bat piciorul eu. Sincer, nu mă așteptam. Nu mă așteptam. Țeapă mare. 3:30. Nu mai facem niciun rahat nimic astăzi. Of, mama mea m-a țăpuit, bă, firar, măsa, dracu. Sigur mi-a luat 3000 de euro. Ce să fac, mă, plătesc? Nu știu. Vedem data viitoare. Fraților, ne oprim aici astăzi. Sper că v-a făcut plăcere să urmăriți acest episod. Iertați-mi seriozitatea, dar... se impune. E un job. E o zi de muncă. E un simulator. Așadar, nu uitați de like, nu uitați de share și, bineînțeles, să vă abonați. Aștept și comentariile voastre. Vă răspund inopinat. Să aveți o seară bună. La revedere!